Deși în România există de mai mulți ani o lege care obligă proprietarii să-și asigure locuințele, procentul de asigurări la acest capitol nu a atins încă 30%, un lucru încă greu de înțeles pentru specialiști. Statul nu mai poate să intervină pentru proprietățile private. Dacă e să discutăm de proprietățile statului, acolo statul își asumă rolul de a le asigura sau nu. Și asta dar nu le-a asigurat, hai să zicem, la locuință. De când discutăm noi locuințele. Locuințele sunt reglementate de lege. Fiecare cetățean care are o locuință cu o clădire... Câți au? În ultima perioadă, cred că procentul era pe undeva la 28% dintre cei care dețin o clădire cu destinația de locuință și care ar trebui să se asigure obligatorii pe cele trei... După aia, cu tremurul repetat petrecut în domeniul asigurării societăților de asigurări, dați-mi exemplu care mai e în România o societate de asigurări solidă. Un nume, dați-mi, că nu mai este niciuna, nu, toate sunt șubrele. Nu permit să dau nume pentru că aș face reclamă mascată. Știți foarte bine că suntem am lucrat și colaborez la o societate care, dintr-un anumit punct de vedere, e pe picioarele ei. Toată chestia, din punct de vedere al unei societăți de asigurări, atunci când faci o asigurare, trebuie să te uiți cât de credibilă ești și trebuie să întrebi pe cineva dacă a avut vreo dată daună la societatea respectivă și dacă a fost plătită sau nu. Este inexplicabilă intrarea în faliment a unor societăți de asigurări care au capital românesc. Din păcate, vedeți că și aici, într-o societate democratică, a existat la un moment dat o entitate care supraveghea activitatea societăților de asigurare, era vorba de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, care s-a vărsat într-o altă entitate comună, da? Cum se numește acum organismul? ASF-ul. Da? Și cine ar mai conduce? Că știu că și acolo au fost niște scandaluri imense, salarii uriașe, devalizare. S-au reglementat. Cum să vă spun? Noi luăm niște modele din afară, le aplicăm în România, dar le aplicăm, din păcate, cu români. Nu. În ceea ce privește societățile de asigurare, una din problemele mele e de ce cele două societăți de asigurări, Astra și mai nouă Carpatica, au intrat în faliment. Și astea sunt cu capital românesc. De reamintit faptul că legislația în vigoare obligă proprietarii de locuințe să-și asigure anual casele împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, în caz contrar aceștia riscând amenzi de până la 500 de lei, contractul de asigurare împotriva dezastrelor naturale trebuie încheiat anual de către proprietarii de locuințe, indiferent că sunt persoane fizice sau juridice, conform legii numărul 260 din 2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și a inundațiilor. Din păcate, în România nu există încă un cult al asigurărilor și de fiecare dată statul este nevoie să intervină pentru a ajuta populația sinistrată.